Joia aceasta, clubul Rotaract Siget invită publicul la cel mai îndrăgit eveniment al organizației și anume expoziția foto în scop caritabil, un proiect care ajunge anul acesta la cea de-a patra ediție. Potrivit organizatorilor, vor fi expuse 50 de lucrări, mai exact fotografii transpuse în tablouri, care vor putea fi achiziționate de către publicul larg. Potrivit reprezentanților clubului, donațiile urmează să fie redirecționate cauzei din acest an și anume pentru amenajarea spațiului de recreere a centrului de îngrijire și asistență Vasile Alexandri din Siget Marmației. În acest centru sunt prezenți 30 de beneficiari care au nevoie de un mediu cât mai favorabil și prietenos pentru a trăi o viață cât mai aproape de normalitate. Prin acest proiect, organizatorii vor să faciliteze integrarea beneficiarilor în societate, dezvoltarea acestora, dar mai ales să contribuie la starea de bine din centru. Expoziția de fotografie va avea loc la un hotel din Grădina Morii, joia aceasta, începând cu ora 18, iar intrarea este liberă.